Filozofia căsniciei este seminarul pe care l-au ținut Ana Maria și Bogdan ieri seară, dezvoltând orice posibilitate și raportându-se la propriile simțiri. Niciodată nu iau decizii. S-am zis bombă, dar niciodată nu spun anumite cuvinte care știu că te-ar putea răni, că spun un adevăr și că te doare, asta e altceva. Dar analitică și precaută și chestii din ăsta am fost de când mă știu eu. Și mi-am dat seama că în timp anumite chestii care s-au întâmplat și anumite locuri în care am fost și am văzut, m-a ajutat mult. De alte ori, în momente respective, ziceam, Doamne, dar de ce pe bune? Noroc să am să mă găsesc întotdeauna în locul nepotrivit, în momentul nepotrivit. Dar pe de parte chiar am avut noroc. Nenorocul meu a avut noroc, nu știu. Și chiar n-a schimbat nimic. S-a zis un singur lucru, două. Ce legat de mama și ce legat de tata, atât. Nu este absolut nimic. Și nu-s negativistă, ci sunt realistă. Nu-s visătoare de fel. Și niciodată n-am putut visa cu ochii deschiși. Nu știu ce am fost viață, dar mereu am știut că se întâmplă lucruri frumoase, mereu am zis că se întâmplă cu motiv, chiar dacă am gândit rațional. Tocmai gândindu-mă așa, am făcut meu lucrurile atât de dramatice, după cum vezi, care nu-i cazul, asta știi? Asta ți le mai și fac. Păi tocmai ți le mai și faci. Nu spun că eu nu să am momente, pentru că să am și momente când mi se adună, dar totuși nu stau să fac din țânțar armăsar, din nimic. Niciodată nu m-am panicat, tocmai de asta spre concepția problem-soluțion. Pentru că așa a fost întotdeauna. Dacă stai să gândești la rece, întotdeauna există o soluție. Chiar dacă îți închid treiuși, știi că a patra, dacă stai să te liniștești, găsești deschisă. Uite, vezi cum zici și tu, zic, ok, de exemplu, în cazul părinților tăi, s-a despărțit amiabil. Ai mei, au divorțat, au rămas împreună. Și nu s-au înțeles. De exemplu, dacă ar fi să am copii, niciodată nu aș face greșeala asta, spunând că e mai bine ca să aibă mamă și tată. Pe de parte, da, atunci când zici, ok, te căsătorești, încerci să fii altfel, da, chiar dacă pentru noi, oricum aveam de gând să ne mutăm împreună, oricum aveam de gând ca să mergem împreună, să da, vedem da, și atunci, așa mai departe. Atunci vezi adevăratul test. E de o parte, nici nu mai vă moc asta în fiecare zi, non-stop. Nu ți-o văd aici în casă. Adică... Ce-ai vrut să spui? Nimic, nimic. Da. Mai să poți să mănca. Așa faci? Stresat. Ești stresat? Nu ți-e stresat? Mă stresează gândul. Că? Că ne căsătorim. A fi bine. Hai că mă iau căldurile deja să mor dacă nu. Bine. Important e. Mă iubești? Te iubesc. De la 1 la 10. Cât? 3,2. Mireasa. Stresul ăsta ne omoară. Da. Ce? Nu mai suntem. Acum sunteți bine? Da. Mm-hmm. Am avut chiar pe amândoi ne-o luat seara, în același timp. Aolo, gen gândul ăsta, auziți? Stresul ăsta. Mi-e groază de ziua de sâmbătă, că nici nu ne vedem. Adică... Se răzgândește toată lumea. Nu, nu faceți-o, că știți cum vă pun acolo. Da. Da, habar n-am, nu știu, uite, eu nu mi-amintesc cum a fost înainte de căsătoria mea, pentru că eram foarte însărcinată și eu oricum singurul meu stres era să nu nasc la cununie, la cununia civilă. Asta mi s-a părut mai important, să fac cumva să nu nasc. Da, uite, voi că n-aveți problema asta, sigur, vă gândiți la altceva, cum ar fi... Da. Aoleu, dar ce vă sperie? Ia-ți, bă, ce te sperie, Bogdan, ce? Hai să o ia, să o luăm iar de la cap. No, cum ai spus, problemă, soluție. Nu mai luăm de la capăt. Nu mă mai sperie nimic, gata. Uh-huh. Ena. Ena, da, da. Statutul, de... statutul de cap de familie? Nu neapărat, nu știu, tot mutatul ăsta împreună, iară. Pa, și nici, nici măcar nu știți unde, știi? Că... Da. Nu știu încă, adică... Mutat împreună. Știu, cine mai afară, uite și ei au problemă cu mutat dincolo. Împreună, că nu știu unde să se mute. Acolo, Izabela și Cleza au spus că în București, da? Acolo, în Maramureș, e stabilit, iarăși nu sunt probleme. Aici și aici sunt probleme, da. Da, deci sunt trei cupluri
care stau așa, o să stea duminică la ora 19, hai la 19:30, că jumătate de oră se pupă cu lumea, felicitări, fericire, dar după aia rămân și ei cu bagajele în drum, și încă și acum încotro, și v-am zis eu, puneți pe Waze. Unde e mai aglomerat? Ia, ne mergem la Giurgiu. E aglomerat, e duminică, vine lumea de la mare, nu e bine. Blocaj pe autostradă, cine știe. În Maramureș, nu se ce nimeni, cine zice duminică seara în Maramureș, deci... Duminică seara rămâne în București. Și la voi, Hunedoara sau? Turda, Franța, Londra, noi avem de ales. Păi așa, nu luăm așa în... Păi nu, dar da, atunci, ok, nu duminică atunci seara, la București. Luni. Rămâne la București. O zi? După aceea... Cred că două nopți, nu știu. Cred că mai mult, trei, până în trei, după aia stăm câteva zile la doamna Ioana și după aceea mergem la Hunedoara. Ok, bine, rămânem un pic la Ana și Bogdan pentru că Alina le-a făcut și lor testul cunoașterii și sunt foarte curioasă ce răspunsuri au nimerit sau nu. O altă zi, un nou test de al Alinei. Și pentru că știm deja regulile, să-i vedem în acțiune pe protagoniștii de astăzi. Te-ți pregătiți? Nu. Ana, care crezi tu că e culoarea preferată a lui Bogdan? Albastru. Bravo. Bravo. Bogdan, care crezi tu că e culoarea preferată a Anei? Deja ai început să te înroșești, nu-i bine? Nu are... Nu are o culoare preferată? Nu, am mai multe, dar un răspuns tot am dat. Ai dat un răspuns? Galben. Așa a trebuit. Câte jeturi pui la bătaie? 5, 6, 7, 9, 10. Ce-și pisica? Care era culoarea Ana? Mov. Mov. Cum era asta? Lumea niciodată nu te-ai îmbrăcat în mov. Acum n-are rochia pe care ai luat-o și tu, mov? O rochie are mov. Și rest, toate-s roșii, galbene, înalți, că culoarea mea preferată, mov. Ana, mâncarea preferată a lui Bogdan? Nu are o mâncare preferată, dar un răspuns tot trebuie să dea, așa? Să răspund mânc și de pe jos. Zi, iubire. Păi n-ai una preferată. Dar tu stai cu microfonul acolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bogdan, care e mâncarea preferată a Anei? Sushi. Cu ce mândrie să sushi. Piesa preferată a lui Bogdan? O știu și eu. La Sildon. Cred că o știu. Ai ghicit. Păi... Bogdan, care... Motans, bine ai spus. Bravo. Eu știam. Toarnă, toarnă. Păi asta știe toată casa. Preferata lui Bogdan? Ori sala, ori notul. Habar n-am. Ori sala, ori notul. Sala. Pescuitul. Câte jeturi pui la bătaie? Nu, doar ți-am zis. Da, că ai zis. 10, că știa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Păi cum? Dacă știa. Dacă știa. Am uitat, adică nu mă gândeam, mai ales pe ceapă. Ce mai plânge? Hobby-ul preferat al Anei, care este? Nu, am de unde să știu. Nu știu. Deși ți-am spus și eu. Mi-ai da, la început odată. Vezi? Nu eram împreună. Sunt mai multe. Și astăzi ne-am spus și în live. Ia auzi. Aole. Știi, cu cortul și cu pescuitul. Exact. Dar nu-l ghicesc. N-am răspuns nici încă. În 2000 de ani. Păi nu-l hai. Ghicesc nici în 2000 de ani? Tu nu știu, dacă stai și te gândești așa. Ca aia, ca noi. 20. 20 pe la bătaie. Fotografia. 1, 2, fotografia de pe asta mai spus. Și mai de fotografie. De la bulcul de zvântuit se trage. Gura. Și-a dezvrat 20. Drept din seama. Facem o perioadă de din. Floarea preferată lui Bogdan. Ai o floare preferată? V-am zis ceva, cum e mea. Trandafir. Băutura alcoolică preferată a Anei. Pui mei, poate nu, fie pui numai... Și după o serie de întrebări, sau mai bine zis de răspunsuri greșite, la lăsarea serii, testul Alinei se dovedea a fi prea mult pentru cei doi. Țara preferată pe care am vrut o viteză Bogdan. De noi nici aici. Asta așteptam. Sărăciilor, asta așteptam. Ce le-a nimerit? Ferește, ferește, ferește! Le știm! Ce preferă Bogdan? Nuntă restrânsă sau cu mulți invitați? Cu mulți invitați. Aici eu pun la bătaie 30 de jeturi. Nu! Mă, ai zis că mai mulți invitați. Eu am zis da, că mai tu, mulți invitați. Tu ai spus. Măi, omule, mă confunzi, nu eu. Te confund?
Eu am zis că nu aș vrea puii mei să vină cunoștințe de-a lui taică-mă și ce și-a făcut el sau maică-mea sau ăsta și-a făcut ei obligații am să vină ea la mine la nuntă. Vin apropiații și prietenii și familia, atât. Da, bine, la cât e. 3, 4, 5, 6. Dar până la urmă un câștigător trebuia să existe. Iar Alina se pregătea să le dea vestea cea mare. Câștigătoarea acestui joc este Bogdan! Cu 19 puncte! Te-am rupt. Tot cu un punct diferent, două puncte diferență. Nu pot să cred. Măi, dar câte ore a durat jocul ăsta? Că ați început pe zi și ați terminat noaptea. Da. Cu toți sânțarii. 3, 5 ore, cât? Câte întrebări? 40 de întrebări. Doamne! 19-17. Ocazie cu care ați mai aflat câte ceva unul despre altul, exact. Nu? De exemplu, că Anei îi place fotografia, că Bogdan nici nu vrea să se gândească să facă o nuntă mare și evident că Anei îi place movul. Da. După cum se vede. Da. Și înțeleg că urmează Maria și Liviu. Unde? La concurs, cum unde? N-ar putea să lase Maria pe Liviu 10 minute cu mine. Ei, da. Niciodată. Nu, draga mea, nu stau să mă strobești tu cu pistolul în față. Adică, de înțeleg, joc, dar am fixurile mele. Mulțumesc. Da, e funny. E foarte funny. Ne întrebăm unul pe celălalt. Uite, Liviu vrea, după cum se vede. și acum aș să vrea, nu mai zice nimic. Poate să facă, eu nu. Eu uzi eu. Doar pentru că e Alina? Adică dacă îl fac nu eu știu. Cu voi, e ok? Nu, îmi place. Adică stau să mă trupești, nu. Mi-am distrat, să știi. Uite, s-au distrat. Mi se pare. A făcut toată lumea? Voi ați făcut? Nu mai avem de făcut. Ei mai au, da. Am făcut, dar nu ne-am pușcat încă. Le-am completat alea, chestionarele. Deci pregătiți-vă pentru seara asta. O să terminați pe la miezul nopții spre mâine dimineață. Da. Mâine, dacă o să fiți obosiți în live, să știți că ăsta este motivul. Alina îi chinuie, acum v-am spus și ieri, cu tot patosul, după tot ce s-a întâmplat sezonul ăsta, după toate tachinările care au fost, da, a fost foarte drăguț la Ana, cu ce pasiune. Da, da, ați văzut? Asta am spus. Am văzut remarca. Am văzut remarca ta. Și Bogdan a spus și Izabela. Și n-am zis nimic, ce am zis. Păcat că și nu la, vrea. Și la Alin. Și păcat că nu vrea Maria, nimic. Poate o convingeți. Până n-a zis noi asta. Poate sezonul viitor mă convinge. Nu? De acasă prin televizor. Ce am joc cu... Am da. Zis noi ne cunoaștem singur. Am fost la Simona, eu nu m-am gândit la treaba asta, că ai ocazia să răzbun pe noi. Chiar nu m-am gândit. Până n-a spus nu. Ei, eu am făcut o glumă. Pe glumă, de glumă zic. Dar chiar eu am zis eu, n-am zis nimic. E funny. Da, chiar a fost funny. Noi ne-am distrat.